Bine te-am găsit, sunt Alina Iloi și te uiți la emisiunea Sănătate la Pat Watch. Milioane de femei folosesc produsele cosmetice, fie pentru a arăta mai tinere, fie pentru a-și pune în evidență anumite calități. Dar, atunci când le folosesc, ele nu se gândesc dacă folosesc modalitatea corectă sau dacă folosesc produsele corecte. Alături de mine se află Sorin Ciuciuc de la Duces, care ne va ajuta să înțelegem de ce este important să știm câte ceva despre produsele cosmetice atunci când le folosim. Bună, Sorin! Bună, Alina! Bună ziua tuturor telespectatorilor tăi! De ce e important? Este extrem de important să-ți alegi produsul potrivit tenului tău. Este extrem de important să fii atent la tot ce înseamnă ingredientele care sunt incluse în produsul tău, la efectele lor, tocmai pentru a-ți aplica acel produs cosmetic care ție ți va face bine în funcție și de ceea ce îți dorești tu de la fața ta, bineînțeles. Este important să știm și ce tip de ten avem atunci când alegem un produs cosmetic? Bineînțeles. După cum ați văzut în orice fel de magazin obișnuit, veți găsi creme diferențiate pe tipuri de ten. Ceea ce se întâmplă în cadrul produselor cosmetice profesionale este o separare mult mai clară a fiecărui produs pe fiecare tip de ten. Tocmai de asta este extrem de util să-ți testezi tipul de ten, să vezi cât de bine hidratat îți este, cât de mult sau puțin îngrășat cu sebum și care este, bineînțeles, și starea lui din punct de vedere al ridurilor. Am înțeles că în momentele următoare o să vedem un tratament anti-aging, dar până atunci întrebarea mea este dacă putem să folosim acest tip de tratament și acasă sau doar în saloane, să zicem așa. Este un tratament dedicat utilizării în salon. Ceea ce aduce nou acest tratament este că ceea ce obții într-o ședință în salon îți poți menține prin utilizarea unora dintre produse acasă, tocmai pentru a nu pierde ceea ce obții de la o ședință la alta într-un salon cosmetic. Dimpotrivă, tocmai pentru a câștiga efecte mult mai rapide. Prin urmare, dacă nu alegem modalitatea corectă și, să zicem, nu alegem produsele corecte de utilizare, putem să ne facem mai mult rău decât bine. Așa este, Sorin? Așa este și întotdeauna e bine să-ți bazezi utilizarea produselor cosmetice pe sfatul unui profesionist, iar un cosmetician te poate ajuta, într-adevăr, în alegerea celui mai potrivit produs cosmetic. Eu propun atunci ca în momentele următoare să vedem ce înseamnă de fapt un tratament cosmetic și o să alegem un tratament anti-aging, am înțeles. Cu siguranță, haideți să beneficiem astăzi de oferta pe care ne-o pun gazdele noastre la dispoziție. Bine, deci să intrăm în culise. După cum v-am promis, acum o să vă arătăm ce înseamnă un tratament anti-aging. Ne aflăm aici împreună cu specialiștii noștri și o să le întrebăm pe Sorin ce înseamnă tratamentul anti-aging. Tratamentul anti-aging este acel tratament de care ar trebui să beneficieze orice femeie începând cu vârsta de 30-31 de ani. Am vrut să intrăm aici la gazdele noastre primitoare de astăzi, tocmai pentru a vă demonstra cât de ușor este de realizat și ce eficient este un tratament realizat profesionist. După cum vedeți, Hana deja v-a arătat ce înseamnă prima fază a tratamentului anti-age. Câți pași avem ca să stabilim? 5 pași. 5 pași extrem de simpli, extrem de ușor de realizat. Primul pas ar fi curățirea tenului. E nevoie întotdeauna de un ten curat. Se lucrează pe un ten curat. Și acum ceea ce puteți observa este utilizarea unui device pe care noi îl punem la dispoziție clienților noștri. Este pe bază de ion galvanici, microvibrații și radiații infraroșii, tocmai pentru curățirea completă și profundă a tenului. Să înțeleg că acest device poate fi cumpărat de către oricine? Da, produsele noastre sunt disponibile, sunt adresate în special salonelor, dar bineînțeles că pot fi disponibile oricărui client. Așa, ajută la curățare acum? Ajută, ceea ce face ea? Ajută la curățare, realizează o curățare extrem de profundă grație curentului galvanic care pătrunde în stratul profund al pielii. Am înțeles bine, deci după ce facem curățarea pe care o vedem aici, să zicem că urmează un al doilea pas? Da, bineînțeles.
Al doilea pas este cel care... Pe care o să-l vedem curând, după ce termină curățarea. Îl vedem imediat până, după curățarea. Până atunci aș întreba dacă acest tratament anti-aging poate fi folosit și la bărbați sau doar la femei? Nu, este un tratament care poate fi folosit indiferent de sex. Și bineînțeles că există mai multe produse din gama cleanserelor, din gama produselor pentru curățire și ele se aplică în funcție de fiecare tip de ten în parte. Ceea ce o să ne arate și Hana acum, practic pe un ten curat, putem realiza testarea tenului pentru a alege exact acele produse de care avem nevoie pentru programul de îngrijire a tenului. Se înțeleg că înainte de a aplica tratamentul pe care îl alegem, este important să știm ce tip de ten avem ca să putem să mergem pe problemă. Este extrem de important pentru că atunci îți poți alege exact produsele de care ai nevoie și astfel încât rezultatele acestui tratament să fie maxime. Așa, am înțeles. Acum văd că a terminat cu această curățare, da, cu demachierea, nu? În principiu, testarea tenului se face pe un ten curat, tocmai, da, demachiat, curățit de orice fel de fond de ten sau orice fel de machiaj. Și în funcție de ceea ce vă arată din nou acest device, este un analizor de ten pe bază de bioimpedanță electrică. Are un Ia să vedem și noi grafic aici. Cât se poate de ușor de interpretat și tot ce înseamnă partea de hidratare, de încărcare cu sebum a tenului poate fi extrem de rapid evaluat în doar 4 secunde. Deci am luat acest grafic, dacă avem un close-up cu el, să înțeleg că luăm cu acel aparat micuț testul și apoi ne uitam pe grafic să vedem exact ce tip de ten avem. În funcție de vârstă, în funcție de, da, tot ce înseamnă gradul de hidratare, gradul de îngrășare a tenului și bineînțeles și gradul de finețe, cel care este extrem de important pentru realizarea unui tratament anti-age, pentru că îți dă exact ce anume ai ca și tip de ten și unde vrei să ajungi. Am înțeles. Acum văd că ea o să folosească o cremă. Este o mască de peeling, este o mască gomaj pe bază de praf de perle. Realizează un peeling extrem de fin, extrem de fin și tot ce, sau beneficiul major al acestui peeling este acela că... Ce se întâmplă? Este acela că ne asigură o permeabilizare maximă a tenului. Îmi arăți, te rog frumos, și mie puțin dacă se poate crema pe care ai folosit-o aici pentru peeling? Așa, mulțumesc. Este o mască, din câte vedem. Este o mască pe bază de pulbere de perle. Așa, pentru toate tipurile de ten. În principiu este pentru toate tipurile de ten, se folosește în special pentru un ten peste 30-35 de ani. Realizează un peeling extrem de fin, dar extrem de util pentru permeabilizarea tenului, astfel încât tot ce înseamnă pașii ulteriori să ajungă cât mai profund în ten. Prin urmare, ne uităm aici, avem evaluarea gradului de hidratare, de îngrășare și de finețe. Practic avem de evaluat 3 grade, să spunem, da, așa. După care 3 continuăm... caracteristici ale tenului. Așa. După care continuăm cu aplicarea acestei măști. Da. În acest caz, peeling-ul pe bază de pulbere de perle este cel mai indicat și e ceea ce creează și permeabilizarea tenului, dar și conferă o luminozitate extraordinar de frumoasă. Există o anumită procedură, cum trebuie aplicată sau pur și simplu, sau cât trebuie din această mască să punem pe față ca să putem să spunem că am pus îndeajuns? Nu, ea trebuie aplicată într-un strat extrem de subțire, tot ce rămâne deasupra tenului este pus degeaba. Stratul se aplică extrem de subțire și dacă dorim un peeling mai accentuat, se poate aplica realizând un masaj continuu. Acum observ că a terminat și cu această procedură și urmează să aplice altceva. Te rog să iei asta și să-mi arăți ce urmează să aplici. Bun. Este aici un cleanser pe care îl putem folosi pentru îndepărtarea măștii. Masca a fost lăsată timp de 5 minute pe ten și a făcut efectul și acum tot ce e nevoie este de curățirea ei, tocmai pentru a lucra din nou pe un ten extrem de curat, fără niciun fel de
Observ că este sub formă de gel. Este sub formă de gel, este pe bază de minerale de la Marea Moartă, este un aquagel, un gel lichid, foarte util începând de la tenurile sensibile până la inclusiv tenurile mature. Ce are special acest gel? Ce are special? Mă uitam la ingrediente să vedem. Ce are special? Realizează o hidratare foarte bună a tenului. Dacă vreți, pentru orice tip de ten, hidratarea este extrem de importantă, dar mai ales într-un tratament anti-age. Hidratarea tenului este esențială pentru a realiza reducerea ridurilor. Și atunci, acest produs realizează hidratarea profundă, de aceea preferăm să îndepărtăm masca cu el, pentru că odată cu îndepărtarea măștii, realizăm și hidratarea profundă a feței. Și mai ales în acest sezon avem nevoie de o hidratare cât mai bună a feței. Am aplicat acest gel, acum urmează un alt pas. Da, este pasul de hidratare și de curățire suplimentară pe care noi îl realizăm cu vitamina C. Să-l vedem aici. Este un ser de vitamina C extras din lămâie. Așa. Este un ser natural, ok, este un cosmetic profesional, bineînțeles, cu tot ce înseamnă restul ingredientelor pentru conservare, dar ingredientul esențial activ este vitamina C extrasă din lămâie. Ce face vitamina C este o profunzime, intră în profunzime, hidratează tenul, îl apără de tot ce înseamnă radical liber și toate beneficiile vitaminei C. Observăm că acum folosește din nou acest aparat pentru... Folosește din nou Ion Beauty Messenger pentru pătrunderea cât mai profundă a vitaminei C, tocmai pentru a realiza hidratarea suplimentară a straturilor profunde ale pielii. Se simte puțin, poate, călduț pe față? Nu, eventual se simt ușoare pișcături din cauza ionilor galvanici. Dar din ceea ce toate clientele ne povestesc, este un masaj extrem de relaxant și extrem de plăcut. Deci, practic, îți faci un tratament anti-aging, dar ai parte și de un masaj. Ai parte de un răsfăț complet. Ce altceva ți-ai putea dori? Exact. Aceasta este a treia etapă sau a doua, ca să nu pierdem noțiunea? Suntem în a treia etapă extrem de importantă. Ce anume face această etapă? Am vorbit, am aplicat vitamina C, am înțeles că este bună pentru ten. Hidratează, protejează, pe de altă parte, ceea ce rămâne și se vede este un grad de luminozitate a tenului extrem de ridicat ulterior. Și am uitat să vă întreb, există contraindicații pentru acest tratament anti-aging? Există contraindicațiile care sunt comune, eu știu, în funcție de problemele strict medicale ale pielii. Și acele contraindicații sunt practic valabile pentru orice fel de tratament cosmetic. În rest, nu există niciun fel de contraindicații pentru produse. Și în afară de faptul că vom obține o piele mai tânără și fermă, luminoasă, sunt efecte adverse? Nu, nu sunt efecte adverse, sunt produse, în special produse naturale, care sunt testate clinic, care sunt aprobate de către Ministerul Sănătății din țara producătoare și, bineînțeles, reconfirmate de către Ministerul Sănătății din România, tocmai pentru că sunt cât se poate de sigur de utilizat. Avem un pas 4, nu? Avem, da, un pasul 4 este, dacă vreți, cel mai important ca și tehnologie din tot ce înseamnă tratamentul anti-aging, aplicarea serului anti-aging. Da, se și numește ser anti-aging aici. Exact. Care ajută sau ce face, să vorbim puțin și despre acest pas 4. Serul anti-aging, încă o dată, este cel mai important pentru un tratament lifting, pentru tratament anti-age. Ce face, în două cuvinte, este un filling cu colagen la nivelul pielii și tot ce înseamnă riduri sunt acoperite de acest colagen. Este un colagen propriu pielii care nu face altceva decât să asigure o mai bună hrănire a straturilor profunde ale pielii. De asemenea, tot pentru hrănire sunt și acizi grași și nesaturați omega-3, omega-6, care rămân și îți asigură o nutriție mult mai bună a pielii. O piele
care are colagen, are substrat nutritiv, este o piele care se va reface și ridurile se refac, dacă vreți, din interior spre exterior, prin forța propria tenului. De câte ori putem să folosim acest ser? Observ că are 50 de mililitri și mă întrebam acum oare cât, cam pe cât timp ne-ar ajunge? Pentru un tratament cosmetic mai mult de 3 mililitri de ser anti-aging nu aveți nevoie, iar frecvența tratamentelor cu acest ser este de maxim 2 tratamente pe săptămână. Și asta în cazul în care vorbim de cure pe care le dorim intense și cu un rezultat cât mai rapid în timp. Da, vorbim de două ori pe săptămână, dar pe o perioadă de cât? Să zicem jumătate de an, că nu putem toată viața să folosim acest tratament anti-aging. Poate fi folosit toată viața, nu e problemă de asta, dar este de preferat începerea unor cure cu interval de pauză de o săptămână și de obicei după între 3 și 6 cure deja rezultatele se văd, iar rezultatele se pot menține prin aplicarea acestui ser anti-aging o dată pe lună. Este suficient. Să înțeleg că ar trebui totuși să-l aplicăm periodic, nu prea mult. Ce se întâmplă dacă îl aplicăm prea mult? Nu se întâmplă nimic rău, oricum nu ar fi o problemă. Există posibilitatea ca din punct de vedere al cantității de colagen să facem un feeling mult prea mare la nivelul tenului. Pe de altă parte, putem avea încredere în tenul nostru propriu, pentru că orice surplus de colagen care nu are unde să intre în ten, nu va intra. Și atunci aplicarea serului anti-aging va fi doar pentru răsfați și nu va realiza și parte de feeling. Tocmai de asta este sigur. Nu va intra decât acea cantitate de colagen care este primită de către ten. Bun, observăm aici că tratamentul este în continuă desfășurare. Exact. Da, și întrebarea este, o să vedem îmbunătățiri după prima aplicare sau cu siguranță, nimeni nu-și dorește un tratament care să nu ofere primele rezultate după prima ședință. Tocmai de aceea este un tratament relativ complex cu suficient de multe etape și produse care se folosesc în acest tratament. Rezultatele se văd imediat la nivelul ridurilor de expresie, chiar și la nivelul ridurilor obișnuite. Și ce se vede și mai bine e partea de riduri, dacă vreți, vechi, profunde, adânci, care se văd imediat. Dar rezultatele care să-ți conferă un cu totul și cu totul alt look, dacă vreți 5 ani e mai puțin pe față, se văd după 2-3 săptămâni minim de cură săptămânală. Deci rezultatele se văd, rezultatele de la început, dar e nevoie de mai multe aplicări ca să observăm rezultate fabuloase. E nevoie de minim 3 aplicări pentru rezultate pe care să le vedem și e nevoie de menținerea rezultatelor în timp. Tocmai pentru asta fixăm tot ce obținem de la o ședință la alta prin ședințe succesive între 3 și 6 ședințe. Am înțeles, acesta este pasul 5. Da. Dacă am numărat corect, am ajuns la pasul 5. Exact. În care după aplicarea serului, nu? Da. Din nou am așteptat să pătrundăm piele. Și urmează un al pasul 5, care conține în este constant pasul de lifting, dacă vreți, este pasul care dă look-ul de care avem nevoie, exact pentru ce am venit, partea de lifting anti-age, și care se axează pe cele două zone diferite ale feței, partea din jurul ochilor și tot ce înseamnă restul feței. Și am înțeles, din nou, este pentru toate tipurile de ten și acest pas 5 sau este tot un pas specific tipului de pentru tenul anti-age. Astăzi, da, poți să ai acest pas, indiferent de tipul de ten, în funcție de produsele pe care le alegi. Ceea ce vedem acum este un pas specific anti-age. Așa. Ce folosim? Folosim, dacă vreți, ultima inovație din tehnologia cosmetică. Este o cremă regenerantă de reîntinerire a
Acesta este pasul 5. Special creată pentru zona din jurul ochilor. Este pe bază de celule STEM din foc de măr. Este o tehnologie nou dezvoltată într-un laborator elvețian. Așa. Spune, uite, pentru că am ocazia să văd și pe versul spune că trebuie să aplici câteva picături pentru... Exact, pentru în jurul ochilor. Este suficientă o pompiță pentru fiecare dintre ochi și tot ce trebuie să faci poți să folosești și acasă. Este un masaj ușor în jurul ochilor până când cremați pătrunde. Ce asigură în plus aceste creme pe bază de celule STEM este efectul remanent al produsului, adică produsul are efect, dar își menține efectul în timp chiar și după încetarea aplicării lui, pentru că celulele STEM stimulează celulele proprii organismului, celulele proprii tenului și atunci ele rămân într-o stare activată și vor funcționa așa cum funcționau în urmă cu câțiva ani, adică într-o rată metabolică mult mai crescută. Dacă ar fi să vorbim așa pe scurt despre timpul pe care îl alocăm fiecărui pas, pasul 1 ar trebui cam cât 3-4 minute, 5? Da, în principiu fiecare dintre pași se poate rezuma în 3-4-5 minute, dar depinde acum și de tot ce înseamnă partea de răsfăț, dacă vreți cosmetic, ok, nu este doar răsfăț, este și partea de masaj facial care ajută la tot ce înseamnă fixarea produselor în ten. Deci el poate fi prelungit și uneori este recomandabil să nu se termine fiecare pas doar în 5 minute. Dar poți să aplici un asemenea, dacă vreți, tratament șoc, pentru șoc în sensul foarte bun al cuvântului, pentru ten. De ce este util? Pentru că poți și acasă, după ce ai plecat din salon, să-ți repeți acești pași. Este absolut simplu ca ceea ce ai obținut printr-o ședință să-ți menții acasă până la următoarea ședință. Am înțeles, acesta a fost ultimul pas. Să înțeleg că am terminat tratamentul? Terminăm tratamentul cu o cremă pentru față. O cremă? Da? Este parte din pasul 5, dacă vreți. Este o cremă tot pe bază de celule STEM. Este o cremă specială anti-rid, anti-wrinkle. Și de ce? Pasul 5, două etape. Prima etapă, aplicăm o cremă pentru ochi. Da. Și apoi o cremă pentru față, care este... Tot pe bază de celule STEM. Este, dacă vreți, sora geamănă a cremei pentru ochi, dar este special destinată pentru față. De ce cremă pentru ochi și de ce cremă pentru față? Nu am putea să aplicăm această cremă pentru față pe toată fața, chiar și în zona ochilor? Sau zona ochilor este mai sensibilă, să înțeleg, decât restul zonei și atunci aplicăm ceva mai special? În viața de zi cu zi există creme de față care se aplică aproape peste tot. Ok, dar este extrem de util să avem o cremă special destinată zonei din jurul ochilor, pentru că pielea din jurul ochilor are caracteristici absolut și total diferite față de pielea de pe restul feței. Și atunci de asta este extrem de util să avem o cremă specială pentru ochi și o cremă specială pentru față. Am înțeles, să înțelegem că și tratamentul nostru anti-aging s-a terminat. Am aplicat fiecare pas în parte, da? Exact. Rezultatele sunt vizibile. Obținem o piele, să înțeleg, mai tânără, fermă, da? O piele mai curată, mai fermă și cu siguranță am reușit să ștergem într-o primă ședință o parte din anii care erau deja întipăriți pe ten. Dragii mei, după cum ați văzut, acest tratament cam a luat sfârșit. Dacă până acum v-ați întrebat ce produse s-au folosit pentru a se face acest tratament anti-aging, vorbim de La Duchesse. Până data viitoare, nu uitați că și voi puteți să arătați tineri frumoși. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Sănătate la 4 Ace și aveți grijă de voi!